În cadrul programelor social-filantropice eparhiale desfășurate în perioada postului mare, în protopopiatul Însurăței din județul Brăila a avut loc astăzi o acțiune la Centrul de Îngrijire și Asistența Persoanelor Adulte cu Handicap din localitatea Bărăganu. De asemenea, au fost ajutate și 10 familii nevoiașe cu mulți copii din localitățile Bărăganu și Radu Vodă. Acțiunea de ajutorare a cadrelor medicale, a personalului auxiliar și a persoanelor internate în Centrul de Îngrijire și Asistența Persoanelor Adulte cu Handicap din localitatea Bărăganu, precum și a celor 10 familii nevoiașe, a constat în oferirea de produse de igienă, materiale de curățenie, măști de protecție, fructe și alte daruri. Reprezentanții centrului social au preluat produsele și le-au distribuit celor 52 de asistați. Tot astăzi, preoții au oferit daruri pentru 10 familii cu mulți copii din localitățile Bărăganu și Radu Vodă din județul Brăila. În perioada postului Sfintelor Paști, potrivit tradiției inițiată de Arhiepiscopia Dunării de Jos, în perioada aceasta vizităm familiile cu mulți copii cărora le oferim daruri, având în vedere și un efect sufletesc asupra părinților și asupra copiilor, spre mai multă credință, spre mai multă apropiere de Sfânta Biserică, prin realitatea concretă a acestei milostenii. Cu bucurie am primit darurile din partea Înaltpreasfințitului Părinte Casian și a Părintelui Protopop și ale preoților de la Centrul Eparhial în cadrul parohiei noastre. Acțiunea filantropică de astăzi a vizat persoanele vulnerabile de la spitalul din comună, familiile cu mulți copii și persoanele vârstnice. Ne aflăm în perioada în care drumul către biserică ar trebui pavat cu mai multă încredere și credință în Dumnezeu, ținând cont că toată această perioadă ne pregătește pentru învierea Domnului nostru Iisus Hristos, care ne așteaptă în pragul bisericii sale. O zi de bucurie astăzi pentru noi, am primit vizita reprezentanților bisericii, care întotdeauna au fost alături de noi prin slujbele de maslu, deoarece beneficiarii noștri nu toți pot ajunge la biserică. Părintele a venit aici, i-a spovedit, i-a împărtășit. Astăzi a venit cu mare bucurie și au împărtășit materiale de curățenie care ne sunt foarte necesare în această perioadă. Beneficiarii număr de 52 consideră biserica o a doua casă a lor. Ajutoarele oferite astăzi au fost în valoare de 5.000 de lei și au provenit din contribuția materială a Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos și a Protopopiatului Însurăței.